Bună ziua, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu cartea. Îmi place să spun așa cartea la modul generic, pentru că eu consider un simbol acest obiect, un simbol pentru tot ceea ce înseamnă nu doar lectura noastră, ci și formarea unei anumite mentalități, a unor comportamente, transmiterea unor mesaje și așa mai departe. Sunt multiple întrebuințările cărții și chiar v-aș sugera și dumneavoastră să explicați același lucru, să încercați să convingeți tinerii, copiii dumneavoastră, de acest lucru. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, dacă noi nu reușim să transmitem generațiilor care vin și care sunt deja prinse de ceea ce înseamnă în spațiul acesta media, transmis la nivel electronic, ca să spun așa, găsesc o exprimare mai corectă acum, acești tineri se vor îndepărta foarte mult de spațiul cărții. Îl vor privi doar ca un, eu știu, ca un obiect ce poate sta într-o bibliotecă, eventual să arate cât mai bine acolo, să cadreze cu spațiul și din când în când să-l mai citească, să-l mai răsfoiască eventual un copil, poate chiar mic, pentru care nu ar fi indicat să-i arătăm diverse lucruri pe diverse fotografii pe o tabletă. Din acest motiv, ștafeta aceasta ce trebuie preluată dintre generații, între generații, e foarte important să fie transmisă corect și eficient. Una dintre personalitățile orașului nostru la care vreau să mă refer și care poate transmite o astfel de ștafetă și care încearcă să transmită o astfel de ștafetă este domnul Leonard Avriliu. Din păcate, constat că puțini tineri au citit o carte de dumnealui sau chiar, din păcate, au auzit de dumnealui. Așadar, emisiunea de astăzi se dorește mai mult o opinie la adresa personalității domnului profesor Leonard Avriliu și cu speranța că mulți dintre dumneavoastră veți merge la Biblioteca Municipală și veți împrumuta o carte de-a domniei sale. Vreau să vă spun că domnia s-a scris cărți de la romane și traduceri până la contribuții personale extrem de valoroase în spațiul psihologic românesc și nu numai. Sunt convinsă că, eu știu, cercetători din spațiul străin, din afara țării noastre, se raportează la lucrările domniei sale. Aș vrea să vă vorbesc astăzi, asumându-mi limitele de rigoare, pentru că mi se pare extrem de complexă lucrarea, despre teza sa de doctorat, Structură și determinism în psihologie abisală, un studiu critic. Numai prin titlu dăm seama cât este de profundă și de bine construită această lucrare. Dar înainte de a spune măcar câteva vorbe, aș vrea să vă spun, să vă amintesc, să punctez câteva dintre reperele domniei sale, reperele biografice. S-a născut la 1 aprilie 1927. Deci la vârsta respectabilă pe care o are, continuă să fie o persoană activă, extrem de activă în spațiul intelectual. Și din fericire pășcănea. Deci haideți să oferim credit unui atare om care, face cinste orașului nostru. Iar dacă vorbele pot suna oarecum, într-un limbaj pe care îl adoptăm zi de zi, dar de data aceasta nu este spus gratuit. Da? Studii elementare și gimnaziale face în orașul Pașcani, așa, liceale la Cernăuți, Pitești și Iași. Aș dori să punctez aici că romanele autobiografice
ale domniei sale descriu foarte amănunțit tinerețea sa, adolescența sa, pentru că de-a lungul vieții sale, povestea chiar ultima dată când l-am văzut, domnul profesor a făcut nenumărate însemnări de care s-a folosit atunci când a scris romanele despre viața sa. Și e de punctat aici lucru pe care îl spune și în prefața la teza de doctorat, că securitatea l-a urmărit destul de mult, l-a incomodat pe parcursul vieții. Dar vă las totuși să descoperiți lucrurile acestea, pentru că merită. Urmează 4 ani facultate de medicină la Iași și Timișoara. În anul 1955-56 este student la Facultate de Filologie din București, de unde se retrage ca să se încadreze în redacția revistei Scrisul Bănățean de la Timișoara. În 1966 absolvă ca șef de promoție Facultatea de Filosofie a Universității din București, iar în 1974 obține titlul de doctor în psihologie la Universitatea Cuza din Iași, cu teza, repet, Structură și determinism în psihologia abisală. Este membru al Uniunii Scriitorului de punctat, începând încă din 1956, iar orașul Pașcani îi acordă titlul de cetățean de onoare în 2007. Activează la mai multe reviste, dar aș vrea să, și momentan este directorul fondator al revistei Spiritul Critic, care din ianuarie 2003, deci iată de 10 ani, aproape 11, apare trimestrial la Pașcani. Și vreau să vă mai amintesc câteva dintre lucrările sale. De pildă a scris sonete, Vânt pe trestii, Introducere în psihologia educației, 2 volume, chiar din 1969, sau un mic tratat de sofistică, în 1996, Inconștientul în viziunea lui Lucian Blaga, 97, și de prin 96-97 începe să publice foarte multe lucrări. De punctat aici, iarăși, că unele sunt traduceri, prime traduceri din opera lui Freud în limba română. Și chiar Adler, citeam, este primul traducător în românește, da, al lui Sigmund Freud și Alfred Adler. Pe Freud îl traduce chiar înainte de Revoluție, în 1980, iar pe Adler în 1991. Și vreau să vă spun că acestea au fost doar câteva repere. Nu am insistat pe amănunte pe care aș vrea totuși, și aici insist, să le descoperiți dumneavoastră și să le transmiteți tinerilor, pentru a ști cu și ei cu ce se poate mândri orașul nostru, pentru că la nivel intelectual este o personalitate care merită cu prisosință respectul nostru și elogiile noastre de fiecare dată atunci când ne putem raporta la un spațiu, cultural și nu numai. Dar revenind la carte, Structură și determinism în psihologia abisală, o carte extrem de cuprinzătoare și foarte bine scrisă, vreau să vă amintesc doar că la bibliografie are peste 1200 de titluri consultate pentru a fi elaborată lucrarea de față. Deci iată cât de solid este reperul intelectual. Iată cât de serios își muncește domnul profesor și își, la onorabila vârsta a domniei sale, își merită pe deplin denumirea, titulatura de personalitate la nivel intelectual. Rămâne doar ca și noi, concitadinii săi, să-i acordăm respectul cuvenit. Teza aceasta de doctorat, Structură și determinism în psihologia abisală, a fost elaborată între anii 1966 și 72 la Suceava, când Leonard Gavriliu era asistent la Catedra de Pedagogie Psihologie a Institutului Pedagogic de 3 ani din acel oraș.
redactează textul efectiv în vara anului 72, în liniștea unui apartament de la Suceava. De menționat, cu toate că mă repet, că începând din 1969, Securitatea tot îl filase, îl anchetase, îl percheziționase, tulburându-i liniștea scrisului, deși nu i-au găsit absolut nimic. Dar, probabil, era destul de incomod ca un om să scrie, să cerceteze și să elaboreze lucrări atât de importante și de interesante în domeniu. Teza aceasta de doctorat i-a fost inspirată de mai multe lucrări despre care domnia sa pomenește aici și primul sâmbure, iar citez al tezei mele de doctorat, l-a constituit postfața cu un titlu provocator, Sigmund Freud sau Dreptul Adevăr, pe care o atașează traducerii în românește a Psihopatologiei Vieții Cotidiene, postfață elaborată de renumitul profesor universitar, doctor-docent Vasile Pavelcu. Ceată personalitățile cu care a colaborat domnia sa. Ba chiar mi-aduc aminte că am citit într-o lucrare autobiografică, a întreținut corespondență cu personalități ale vremii, de pildă Blaga. Și nu numai. Deci, iată câteva motive pentru care aș vrea în mod deosebit să consultați lucrările ale domnului profesor. Leonardo Avrăliu este un scriitor prolific și din multiple domenii. Așa că, eu știu, ca pășcăneni, merită să avem o bibliotecă personală, lucrări, dar chiar să putem recomanda. Iată una dintre ultimele cărți editate, Răutătorul de comori. Revenind la lucrare, autorul consideră că psihologia abisală are ca o caracteristică fundamentală admiterea inconștientului ca ax al întregii vieți psihice, ca un dat elementar brut, determinant în ultima instanță al comportamentului și de jucând de regulă finalitățile de esență socială ale conștiinței. Mecanismele inconștientului sunt subtile și absconse. Dar granița aceasta, delimitarea conștient-inconștient, este una care e pe de o parte dificilă, pe de o parte, eu știu, de înțeles oarecum la îndemâna noastră, dar nu vreau să mă ocup aici în mod deosebit de acest lucru, pentru că nici nu preocupările mele nu sunt extrem de fundamentate în această direcție și ceea ce încerc este să vă atrag atenția că, eu știu, o determinantă a vieții noastre culturale ar trebui să fie și personalitățile locale. Și ca atare, dacă avem cel puțin una majoră pe care ar trebui să o respectăm, în primul rând la nivel intelectual și să-i acordăm cinstea cuvenită, prin lucrările sale, prin cultivarea cărților sale, și anume domnul Leonardo Gavriliu, trebuie să o facem. În considerații finale, dacă vreți, ale acestei lucrări despre care repet, față de care repet, am un respect extraordinar, aș putea cita următorul lucru. Conștiința nu este în niciun caz asimilabilă cu o funcție periodică, cu un fluid inefabil, cu o stare prin excelență evanescentă și fără articulații materiale persistente în anumite structuri somatice, trupești. Conștiința este un atribut temporar legat de starea de veche organismului. Conștiința nu este un atribut temporar legat de starea de veche a organismului, ci o structură funcțională complexă, cu manifestări permanente atât pe gama de intensități variabile
ale stărilor vigile, cât și pe gama stărilor de somn. Am spus doar aceste lucruri cu speranța că dumneavoastră veți cerceta în continuare diferența aceasta conștient-inconștient, pentru că, iată, lucrăm cu ea, da? Activăm în stări de conștiință în primul rând, ne supunem unor stări de inconștiență și cred că ar fi bine să reușim să ne explicăm măcar câteva dintre trăirile de acest gen. Și mai ales cu speranța că veți consulta lucrările ale domnului profesor, închei dorindu-vă o zi bună. La revedere!